Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am auzit la știri că s-a făcut un studiu privind temperatura considerată ideală în casele din diverse țări europene. Mă rog, e un studiu, concluziile fac parte dintr-un studiu Habits by Republica despre obiceiurile de consum casnic ale românilor. De unde și întrebarea? Care e temperatura ideală în case pentru voi? Pentru fiecare dintre voi? 0372069599, să vorbim un pic despre asta. Chiar sunt curios, pentru că noi românii aparent... sau nouă românilor ne place să fie mult mai cald în case decât multor altor europeni. Dați și mesaje pe WhatsApp 0728111222. Da, și sunați-ne acum, că vorbim chiar acum, 0372069599, la ce temperatură vă simțiți confortabili, pentru că aparent românii sunt mai friguroși decât restul europenilor, cresc temperatura din case peste medie, iarna, românii din orașe vor în case medie 22 de grade. Asta e mult? Asta vreau să spun. Crezi tu că vor... atât sau atât își permite? Asta este temperatura considerată, înțeleg din studiu, minim ca să fie confortabil. Și vreau să spun că pe mine mă ia frigul numai când mă gândesc la 22 de grade. Mărturisesc că eu am verificat aseară că mi-era frig. M-am uitat, erau 24... Am un termometru undeva prin bucătărie. M-am uitat, erau 24,6 grade și aia nu se poate. Și am băgat forjă, de unde toată discuția despre facturi din dimineața asta. Și pe la 26,6 grade am zis, hai că acum e poate un pic prea cald. Mă jur, mă jur. La mine dacă coboară sub 25, sincer, mie mi-e frig. Asta e, recunosc cinstit, sunt o victimă a sistemului. Da, e ceva. Prin comparație cu alți europeni, deci românii, cum am zis, 29 de grade, britanicii, ci că se simt confortabil la 18 grade. Bine, britanicii... Da, mă rog, îmi vine să leșin numai când mă gândesc. Francezii 20, nemții 21, polonezii 22. Și în contextul ăsta, iată ce declară directorul general Engie, românii ar economisi 15% din factura la gaze dacă ar avea 21 de grade în casă iarna în loc de 23. Știți care e economia maximă? Închizi de tot centrala. Practic, nu mai plătești gaze deloc și să vezi ce economie faci. Cred că plătești abonamentul. Bun, la mine, eu am crescut pe vremea comunismului, aveam 22-21 de ani în 89 și am trăit și ieri cu 13 grade în casa în care locuiam. Și în armată nu au funcționat niciodată caloriferele, deci am trăit și la 9 grade. Deci poate de asta nu se dorește mai mult. Da, mai mult. Dar recunosc, poate e un pic mai mult. Deci care e temperatura ideală pentru voi, prieteni? 0372069599 pe cinstitele. Eu am spus cinstit. La tine, Zaf, cum e? Nu știu, eu n-am termometru în casă, adică nu... Serios. Da, eu tind să fac și eu foarte cald în casă, adică... Eu prefer să stau lejer decât să pun ceva pe mine și să stau cu haine groase, la fel ca și tine. Eu nu aveam 29, aveam 12 ani la Revoluție, dar mi-aduc aminte perfect că de multe ori ne adunam cu toți în bucătărie. Da, și dădeam drumul, drumul la aragaz. Să fie cald. Eventual acolo puneam și câte o, nu mai știu, de alea de ceramică, să fie că se emane căldură ceva. Nu aveai cărămidă în cuptor? Nu mai știu dacă era cărămidă. Păi, noi aveam, știu că era un vas de ala de, mă rog, tot până la urmă tot acolo ajungeam. Aveam cărămidă de aia refractară pusă în cuptor și dădeam focul la cuptor ca să se încălzească un pic mai bine. Eu aveam 9 ani la Revoluție. Da. Poate alții aveau 5 ani. Ideea e că oricum ultimii ani au fost aia friguroși, din ce mi-aduc eu aminte, de prin 86. De prin 86 spre 89. Și da, am avut și eu friguri de alea în casă. La mine e temperatură de croazieră 23 de grade, vară-iarnă. Deci la mine în apartament sunt 23 de grade cu abatere de 5-6 unități. Apropo de asta, un prieten care a locuit mai mulți ani în Portugalia și a zis, bă, n-am făcut frig iarna în viața mea, cum am făcut în țări de astea la Mediterana, încălzire, unde încălzirea e o glumă, iarna, el nu se preocupă de asta. Bă, era un frig îngrozitor, nu știam ce să fac, pe unde s-au mai am făcut și eu niște vacanțe pe acolo, în sudul Portugaliei, de Revelion, unde ziceam că o să fie mai bine, mai... și am prins niște ploi, niște o vreme de aia nasoală, știi cum a fost? Groaznic. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț! Salut! Bună dimineața, la mulți ani, dragilor! La mulți ani! Eu și familia mea ne simțim extraordinar la 20, maxim 21 de grade. Frate, cum faci asta? Cum faci? Mi-e mingheață capul la 20. Păi haide să vă spun, acum câțiva ani am fost nevoiți să facem o vizită în Norvegia. Am avut o intervenție chirurgicală și în salon erau 19 grade și am vorbit cu asistenta, e un pic cam frică, zic, ridicați-mi temperatura. Și spune, este normal. E temperatură normală, 19 grade. De ce vă trebuie mai mult? Așa te-ai învățat. Și mi-a ridicat temperatura la 20 de grade, dar nu mai mult.
Hai de cred că i-au băgat și un chip atunci, pentru 19 grade. Știi, l-au setat la 19 grade. Da, când m-au operat de hernie de disc, m-au dus pe masă acolo înainte de operație. Cum se face? În pielea goală au pus un cerșaf pe mine și au zis, hai că vine medicul după ce mai are o intervenție. Și ai cerut un reșou ceva. Păi, mi-era atât de frig. Lasă de operație. Doamnă! Îți trecuse tot, da? Mai dați-mi un cerșaf, că mi-e frig. Daniel, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! La mulți ani! Salut! La mulți ani! Multă sănătate să aveți! Ia zi! Cea mai bună temperatură este între 19 și 18 grade. Atunci te simți confortabil. La ce? Poți să dormi extraordinar de bine. Băi, eu nu înțeleg asta. Știu că temperatura ideală de somn, ci că este undeva 18 grade. Trebuie să-mi pun căciulă la 18 grade să o vigheață în capul. Ștefania Bianca, bună dimineața. Bună, Ștefania. Bună dimineața. Bună. Băieți, pentru mine huzur înseamnă 24,5, exact. 25 de grade. Ești de-a mea. Exact așa și bravo. Fac în casă. Și nu te simți vinovată când sună oamenii și spun, eu stau la 18, la 19 grade. Te gândești, frate, ce am da, să stai ei, să stai ei. Ștefania, ai centrală sau cu ce încălzești? Nu. Încălzire centralizată, deocamdată ne permitem huzur, pentru că se împarte pe suprafață. E, vedem de la iarnă dacă mai îmi permit eu 24,5-25. Asta voiam să te întreb, că dacă ai ști că poți să dai și să micșorezi factura dacă ai mai sta așa. Nu, basta, pentru că este huzurul meu. Da. Mai ales dimineața când te trezești. Evident, tot omul se duce către baie, nu-i așa? Da. Când baia e caldă, e plăcută, da, nu faci frigul, nu-ți îngheață capul noaptea. Și nu numai, mulțumim! Băi, eu îmi dau seama, acum îmi dau seama că dacă ar fi atât de cald dimineața, eu nu m-aș mai da jos din pat, așa mă dau jos din pat greu. Îți dai seama ce ar fi? Laura. Vă spun eu, trecem din ăla, ciorap de lână, pulover, îți spun că asta ne așteaptă. Fii atent ce zic. Neața, Laura. Neața. Ia zi. Și noi suntem spaima voastră. Noi suntem la 19 grade. Unde, și... frate? Afară. Unde, mă? Cum să stai la 19 grade? Ce se întâmplă? Închideți fereastra. E adevărat că adaptarea a fost mai grea pentru mine. Eu am venit de la părinții mei, unde era foc pe sobă de lemne, deci da, era cald. Aoleu. Și a venit soțul meu, care stătea fără centrală pornită, că stătea singur și pentru el era foarte... Era un efort. Era prea greu să te ducă să regleze temperatura. Băi, asta așa e. Cele mai frumoase amintiri sunt de la țară, din copilărie. Când mergeam la bunica mea la țară, tot așa. Și sobă, de la sobă, lemne. Și când te lipai de soba aia... Mamă, deci nu există amintire mai puternică decât asta. Ireal. Corina, bună dimineața! Bună! Hei! Neața. Eu m-am născut în blocurile comuniste, aveam 14 ani la Revoluție, am prins frigurile alea îngrozitoare, da. Și acum, pentru că am centrală și pot, consider că temperatura minimă în casă este de 25 de grade. Așa, frate, 24-25 de grade, acolo începem să ne simțim bine. Acolo. Dom'le, până și pisoiul poche. Dacă sunt mai puțin de 22-23 de grade în casă, devine îngrijorat și stă numai pe noi să se încălzească. Serios. Acum tu îți dai seama că dacă domnul Șordan ne ascultă, vai de capul nostru. Își dă seama că, de fapt, nimeni n-are nicio problemă în iarna asta. Nu, și că lumea preferă la 19 grade. Nu e adevărat. Mai mult de jumătate dintre ascultători au fost de la 24 în sus. Doi. Iar este mă rog, au fost jumătatea mai bună a noastră. Mai, parcă Daniel a spus, între 19 și 18 grade. Da, eu zic să ne amintim de discuția asta, că o să refacem după ce vin facturile. În câteva zile, săptămâni, facem o discuție despre cum au venit facturile la gaze, la întreținere, și discutăm atunci despre temperatura ideală. Da, și mi-ar plăcea și Luca, dacă ar prinde vreo 2-3 zile de la, știi, să nu-i vină căldura aia, cum s-a mai întâmplat astă toamnă. Așa. Să vedem ce ar zice. Ce-ar zice? Că zice că, uite, la 23 de grade zici că la ești baron. La 23 e cel mai bine. La mine e greu să scadă temperatura. El are prea mult, și... că e bloc cu anvelopat. Da. El are și o păturică pe el tot timpul, nu știu dacă ai remarcat. Da, și mănânc și, cald. Cum zice studiul englezului... Mănânci tot timpul. Da, mănânc ce trebuie. Da, să știți că printre mesajele care sunt în număr uriaș, așa. Da, așa, la o primă vedere, ușor analitică, pe la 19-20 de grade sunt cele mai multe. Tot respectul. Am tot respectul, nu știu cum eu... Zău, nu știu cum faceți. Ai 21. 20, am respect, cum am respect și față de matematicieni. Nu știu cum fac matematicienii, respect foarte mult pentru asta. Eu la 26 de grade mă sufoc.
Serios, adică am intrat în case de-astea ca la tine. Câte grade sunt aici, mă? Aici cred că sunt și aici. În Dubai, zice cineva, am 24 de grade fără încălzire centrală. Andrei ne zice. Da, 24 în Dubai. Câte grade sunt aici? Domnul Luca, apropo de... Da, vezi că ăla cred că e stricat. Da, acum. E stricat pe naiba. Deci de dimineață, când a venit, se plânge de frig. Da. Și mă, dar cât de frig aici e, nu știu ce. Sunt 24 de grade. Niciodată. Ba da, 24 de grade. O să aduc termometrul meu personal de acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.